lovitură, ai simțit-o. Da. Da. Dă mâna, uite în ochii mei. Uite în ochii mei. Nu. Uite-te la mine. E tot în regulă, nu simți durere. Da. A făcut-o. Bine v-am regăsit, dragilor. Astăzi este o zi specială. De ce spun specială? Pentru că vă invit să-l descoperim împreună, atât cât se poate, pe Simion R. Ștefan. Dacă nu vă spune nimic numele acesta, înseamnă că nu credeți în lucruri paranormale și în telepatie. Și, în primul rând, bine ai venit! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! El este un mentalist? Mentalist, da. Ce înseamnă un mentalist? Este o ramură a psihologiei, de fapt, care duce, adică, în zonă. Când noi creăm iluzia, între ghilimele, că putem intra în mintea omului, dar ne folosim de foarte multă psihologie, ceea ce este reală. Uh-huh. Chestia cu mentalismul este un tablou frumos conturat. Numit cu mentalism. Alte cuvinte, ne poți liniști și ne poți spune că lucrurile sunt absolut raționale, normale, da, bineînțeles, și nu există nimic deasupra a ceea ce cunoaștem noi. Până acum sunt niște principii absolut normale. Da. Eu de fiecare dată spun chestia asta. Ceea ce fac eu nu este ceva paranormal. Ceea ce fac eu poate să fac absolut oricine, chiar și tu cel de acasă. Pentru că are foarte multă știință la mijloc. Deci, încă o dată, ceea ce fac eu... Matematica. Spune-mi că eu înțeleg și mai bine partea asta. Arată. Și matematica are. Pentru că, de exemplu, dacă te-ai gândit la un număr cuprins între 1 și 10, da? Am făcut mai devreme și te-ai gândit la 7. Da. Da? Psihologic, 7 este cea mai comună cifră. După 7, pe locul 2 este 3. După aceea, uite, dacă ar fi să te gândești la o culoare. Bun, te-ai gândit? Păi da. Roșu. Da. Vezi? Este un tabel, cum se spune, de cele mai folosite cifre, culori și alte chestii. Dar noi folosim lucruri mai ample, despre care nu prea vorbesc, niște secrete. Ok, am înțeles, dar nu sunt, dar încă o dată, nu este ceva paranormal. Deci nu e ceva paranormal. Hai să facem o mică încercare în acest moment. Eu mărturisesc că am mare emoții pentru că nu-mi plac realmente lucrurile astea, dar mi se par absolut fascinante. Cred că te atrage, o teamă de... Vrei să testezi, vrei să încerci, vrei să simți cum... Da, așa ceva simplu, ca pentru mine. Eu de fiecare dată am încercat să scot în evidență momentele acelea pe care nu le mai ai acum matur fiind. Îți aduce aminte de copilărie? Da. Îți aduce aminte când te-ai lovit prima oară în genunchi, de exemplu? Da. Da? Îți aduce aminte când poate ți-ai rupt pantaloni în genunchi? Și erai supărată sau ceva de genul? Pantaloni în genunchi, eram... Da, adică, nu era. Da, mi-amintesc că m-am lovit prima oară în genunchi, dar nu mi-a rupt pantaloni. Tu ai cum să retrăiești acele momente? Nu, pentru că au rămas doar amintiri. Da. Da. E, din lucruri frumoase, oamenii nu prea învață. Sunt doar amintiri pe care le înlocuim cu altele. Din palmele vieții, mereu o să învățăm și o să fim ceea ce suntem. Dar dacă ar fi să te gândești la o persoană dragă din familia ta, da? Uite, hai să... Deja o am în minte, în acest moment. Hai să facem. Ia, alege tu orice cartonel vrei. Cartonaș, cartonel. E normal. Da. De fapt, poți să le iei pe toate dacă vrei. Și aș vrea să scrii numele acelei persoane. Pe... Dar vreau... Da, dar vreau să scrii în așa fel încât să vadă doar cei de acasă, da? Nu avem camere sau alte chestii. Okay. Și eu să nu văd. Și pentru chestia asta, uite, voi sta eu, uite, retras, da? Stau cu spatele. În momentul în care o să mă întorc, o să am rugămintea să nu văd sau să am cel mai mic indiciu, da? Da. Acum? Poți să arăți dacă vrei. Am arătat. Ai arătat. Da. Pot să mă întorc? Da. Nu am cum să văd. N-ai cum să vezi, nu? Bun. Îl împăturesc? Cum vrei tu, alegerea ți aparține. Poți să rup, poți să faci ce vrei. Dar asta era pentru confirmarea celor de ce privesc. Bun, gata. Da. Bă, rar fac chestia asta, spun sincer. Pentru că de multe ori, când cineva se gândește la cineva drag, este o anumită emoție. Uh-huh. Da. Eu nu știu dacă acolo este numele unei femei sau al unui bărbat, dar este din familia ta. Uh-huh. Pentru mine de ajuns. Da. Ai cum să-ți imaginezi cum, în depărtare, ții la această persoană? Da. Da? Ai cum să-ți imaginezi cum ești pe o plajă și în depărtare este acea persoană? Da. Da? Și tu ești cu mine pe acea plajă. Și fiecare pas pe care îl faci îți dovedește că ții din ce în ce mai mult la acea persoană. Da. Fiecare pas. Uh-huh. Ai cum să-ți imaginezi pașii nisip? Da. Și în momentul în care ajungi lângă acea persoană, da, vreau să-mi spui doar atât, dar nu spui numele acelei persoane. Vreau să-mi spui, aș vrea să-ți fac cunoștință cu. Când simți tu? Ok. Aș vrea să-ți fac cunoștință cu...
Închide ochii. Deschide. E tatăl tău? Nu. Nu. E un bărbat? Este. E Dan? Da. E Dan. Dan e, nu? Asta scrie acolo. Da. Așa e. Dan. Este un bărbat, într-adevăr. Este un bărbat mai mic. Băiețelul tău? Da. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Să-ți trăiască. Da, cam asta facem noi cei în acest... Da, e absolut fantastic ce pot să zic. În acest domeniu. Bine, sunt multe segmente. Eu de fiecare dată ți-am spus, am încercat... Dar cum, nu știu, cum ți-ai descoperit aceasta? Sau a fost ceva pe care ți-ai dorit să-l faci și l-ai învățat în timp? Sau a fost ceva cu care te-ai născut și nu, ți l-ai descoperit? Nu este un har divin, nu este absolut nimic, nu. Chestiile astea se învață. Acum 15 ani s-a întâmplat, cam de atunci a început. Da, pentru că a existat cineva. Nu prea vorbesc mult nici despre chestia asta, dar cât a existat... Cât ne poți dezvălui? A existat cineva care mi-a arătat ceva. Eu am fost fascinat când am văzut. A fost o chestie, nu mai știu, cu un șervețel, îl avea în mână și a dispărut din mână. După care mi-a spus unde voi găsi șervețelul. Uh-huh. Și am găsit șervețelul în acel loc în care mi-a spus el. Uh-huh. Am venit și l-am întrebat, cum ai făcut chestia asta? Și el mi-a spus, uite, nu este ceva paranormal. Și tu o să poți face chestia asta într-o zi. A trecut timpul, eu am început să cochetez cu lumea asta, a trecut timpul și mi-am dat seama că am ajuns să fac anumite lucruri la fel cum mi-a făcut el atunci, dar sub altă formă. Și a fost un bom click în care eu mi-am dat seama, mă, așa se face. Și din momentul acela mi-am promis mie că de fiecare dată când o să fac ceva, o să fac pentru zâmbetul celor din jurul meu. Și așa o să fie mereu. Da. Mă gândeam acum cum te privesc cei din familia ta sau prietenii sau apropiați. Aolea, a venit, nici poți să mă gândesc ceva, poate eu știu, ai supărat pe cineva la un moment dat. Și respectivul, când te revede, se gândește, Doamne, ce m-a supărat atunci că uita vărsa cafeaua pe mine. Și în mintea lui se gândește și spune unor despre... Unor se întâmplă, dar cu străini chestia asta. În familie niciodată nu pot să fac chestia asta. De fiecare dată când încerc să-i fac mamei mele ceva sau să-i arăt ceva, nu. E incredibil, pentru că mie telepatic mi se întâmplă să comunic doar cu cei foarte apropiați. Asta da, dar nu pot să-i arăt un efect de genul ăsta mamei mele. Pentru că în momentul în care stau de vorbă cu mama, nici la spectacolele mele mama nu vine. Adică nu că i-am interzis sau chestia asta, dar în momentul acela în care mama este în preajma mea, eu devin copil fără să-mi dau seama. Și atunci nu mai este. Da, e o relație care este perturbată. Da. Mă simt moale și emoții. Devin copilul acela. Ce spuneai de spectacolele tale? Da. Ce se întâmplă în spectacolele tale? E o poveste cap-coadă. Uh-huh. Momentan este doar primul spectacol. După 15 ani, de-abia acum 2 ani, am creat acest spectacol. Trebuie doar să crezi, se numește. Și o să fie doar 3. Or să fie. Trebuie doar să crezi, va fi primul. Trebuie doar să vrei, al doilea. Și ultimul se va numi și atunci vei putea. Trebuie doar să crezi, este o poveste a vieții mele. Sunt efecte și povești ce țin de viața mea, pentru că este 100%... Când va fi spectacolul și unde ne inviți? Pe 23 iunie. Poți să spun unde? Aș putea să spun. Sigur. În Terra Events Hall. Îmi se pare foarte interesant. Adică, în primul rând, aș vrea să știu de ce merg acolo. De ce merge acolo? Și cu un astfel de cârlig, să zic așa, un astfel de tease. Pe mine m-ai convins. Există... Cu toate că habar n-am ce mă așteaptă. Am creat spectacolul ăsta pentru că în fiecare zi văd persoane care se închid într-un telefon, mergând pe stradă și își trăiesc viața într-un simplu telefon. Uh-huh. Sunt persoane care nu se mai bucură de ceea ce este în jurul lor. Sunt persoane care efectiv uită să zâmbească. Sunt persoane de care uneori mi-e rușine să vin cu întrebarea ce faci. Și crezi că prin metoda asta tu îi poți ajuta pe ceilalți să se cunoască mai bine și să-și creeze relații? Da? Da. Așa? Timp de oră. După aia totul revine la normal. O oră jumătate, cam atât durează spectacolul. După aceea, da, e rutina zilnică. Ai un fel de training? Cred că e mult spus. E o poveste frumoasă. Am o poveste în care dacă vii, te rupi de realitate și eu fac tot posibilul să-ți aduc un plus. Un singur lucru vreau să mai întreb. Care este meseria ta de bază? Sau ce? Am 3 domenii de activitate. Foto, da? Compoziție digitală. Am lucrat cu majoritatea artiștilor de la noi. Regie și montaj video, regie. Tot ce ține, da. Televiziune. Psihologie, parapsihologie, implementarea subliminalului mental, multe chestii, hipnoză. Acum și o curiozitate personală. Toate lucrurile astea se învață mai bine în Rusia, cumva? Sunt rușii mai skilled, dar de ce mă întreb, sincer, de ce mă întreb chestia asta? Te întreb pentru că eu am auzit, cel puțin în familie, ai mei, asta, hai să spun. Da. Un fost coleg de-al tatălui meu,
a avut niște probleme cu sinuzita într-o vreme și a venit, era în Rusia și l-a ajutat cineva să scape de aceste probleme. În ce fel? A fost acolo la el, nu știu ce, a pus mâna pe capul, în fine, nu mai mi-amintesc exact ce s-a întâmplat. Cert este că omului ăsta i s-au declanșat sinusurile și a început să îi curgă apă din sinusuri la, fix la ora la care a spus, în care el era singur acasă. După ce a plecat de la consult, ca să zic așa, s-a dus acasă și a umplut un prosop plin și de atunci n-a mai avut, a scăpat de sinuzită. Și tata povestea fascinată, așa că sunt în zona respectivă, există niște facultăți, niște studii speciale. Da, există. Atât am vrut să știu, era o curiozitate personală. Da, dar mulți se aruncă cu capul înainte crezând că asta se întâmplă studiind psihologia sau chestiile de genul acesta. Și aici o să, poate mulți ori să fie dezamăgeți. Nu se găsesc în facultate chestiile astea. Astea sunt secrete foarte majore și sunt bucuros să spun că le avem. Dar, na. Da, oricum cu Dumnezeu înainte, asta este credința ta. Crezi în Dumnezeu, nu? Da. Da? Asta e, uneori mai și sună telefonul. Da, se întâmplă. Da, noi suntem oricum la serviciu. Crezi în Dumnezeu. Pentru că așa ai fost obișnuită de mică, nu? Și educația. Dar pune-ți întrebarea. Uite, am și eu o întrebare pentru tine. Dacă tu vedeai chestiile astea, acum 2017 ani, eu cine eram? Da. Dar eu sunt un simplu om care are niște secrete. Eu recomand tuturor, eu nu neg chestia cu Dumnezeu, dar cel mai important este să crezi în tine. Dumnezeu ești tu. Crede-mă. Da. Nu, și nu e blasfemie. Eu cred că poți crede în Dumnezeu și aceste lucruri să existe. Pentru că există matematică și există și Dumnezeu. Da, bineînțeles, da. Asta e o matematică. Dar, eu apreciez așa oamenii. Așa cum ai spus. Eu, adică nu că nu cred, eu nu neg. Dar eu cred mai mult în oameni. Cred mai mult în oameni pentru că, pot să-ți mai dau un exemplu? Dacă o mamă este pe stradă cu copilul ei de mână și copilul îi scapă din mână și traversează strada, se întâmplă un accident. Din 10 persoane, 7 ar spune, l-a vrut Dumnezeu la el. Dar dacă îl ținea mai strâns, nu se întâmpla. Vezi, sunt niște chestii. De asta recomand mereu, bucurați-vă de tot ce este în jurul vostru și eu fac la fel. Așa vom face și asta e un lucru bun. Îți mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și pe voi, dragilor, vă provoc să îmi puneți întrebări pe această temă pentru a-l mai invita încă o dată să ne dezvăluie din cât poate, din marile lui secrete. Dar pot să dezvălui multe chestii, dar toate la timpul lor. Sigur. Mulțumim mult. Eu mulțumesc. Vă pup. Eu nu știu parola telefonului tău, da? Nu am parola să știu. Poți să încerc 1-2-3-4? Sau poți să confirm că nu e 1-2-3-4? Nu e. Nu e 1-2-3-4. Gândește la prima cifră. Da. La a doua. Da. La a treia. Da. La a patra. Da. De ce? Nu se poate, deci nu se poate așa ceva. De ce să nu se poate? A ta sugestie.